Itinerar biblic Itinerar biblic Itinerar biblic Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, am văzut până acum modul în care Domnul Isus Hristos este atât de interesat de noi oamenii. Nicio afecțiune nu a fost prea mare sau prea mică pentru el. Pentru fiecare, el a arătat afecțiune și grijă. O bună lecție pentru noi, care am devenit atât de selectivi în aceste zile, când suntem interesați numai de ceea ce ne convine, ceea ce este mai comod. Nu interesul a fost cel care l-a condus pe Domnul Isus, ci dragostea curată grija pentru sufletele rătăcite și pline de durere. Am rămas tot la capitolul 8 al Evangheliei după Matei, la versetul 19, acolo unde Domnul Isus este abordat de unii care vor să-i devină ucenici. Fără să-i respingă, Domnul Isus spune care sunt minimele condiții pe care cineva trebuie să le îndeplinească pentru a deveni ucenic al lui. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și i-a zis, Învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Să nu uităm contextul în care are loc această discuție. Domnul Isus coboară de pe muntele unde tocmai rostise faimoasa predică. După ce ține această predică, o mulțime de oameni vin după el, aducând mai mulți bolnavi care sunt vindecați. Printre cei vindecați se află și slujitorul sutașului roman, precum și soacra lui Petru. Văzând ce se întâmplă, și mai mulți oameni vin acum după Domnul Isus, dar nu este în intenția lui să poarte toată cea mulțime după el și cere ucenicilor să treacă de cealaltă parte a Mării Galilei. Acesta este momentul în care este abordat de către tânărul cărturar. Probabil era tânăr, spun eu, pentru că nu se regăsesc în comportamentul lui acele rețineri specifice orientalului în vârstă, care face o virtute din a nu lăsa să-i se vadă impresiile foarte ușor. Se pare că acest cărturar era și el în mulțime și entuziasmat de ceea ce vedea și auzea dorește să-l urmeze și el pe domnul. Se pare însă că nu era foarte decis, nu știa ce să facă. Abia când vede intenția domnului Isus de a trece pe celălalt mal, se decide să-i vorbească. Mai mult ca sigur, nu se aștepta la răspunsul pe care îl dă domnul. Isus i-a răspuns. Vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și capul. Trebuie să recunoaștem că nici noi nu ne-am așteptat la un asemenea răspuns, dar trebuie să înțelegem că Domnul Isus nu vrea exaltați, religioși sau iubitori de aventură, ci oameni cu inimă dedicată și sinceră, care îl urmează dincolo de interese. Cineva spunea că răspunsul Domnului Isus este de fapt o aluzie la genul de lider pe care îl reprezenta el. Irod mai era numit și vulpoi. În Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetul 23, Domnul Isus se adresează unor farisei și îl numește pe Irod vulpe. Pe de altă parte, se știe că semnul Imperiului Roman era o agvilă, acea pasăre uriașă de prade. În Ierusalim, acolo unde era palatul guvernatorului, era expus o asemenea stemă, un asemenea steag. Deci, se prea poate ca Domnul Isus să se fi referit la aceste două lucruri atunci când răspunde. Cu alte cuvinte, Domnul Isus comunică acestui tânăr cărturar ce fel de lider este el. Spre deosebire de Irod, care avea palatul său unde se ascundea de evrei pe care îi trădase, sau de guvernatorul roman care avea un palat ce demonstra mentalitatea unor cuceritori, Domnul Isus era un lider care nu avea așa ceva. Pe el nu-l caracteriza nici conducerea cu orice preț, nici renumele, pentru că împărăția lui nu era aici pe pământ. Alții spun că Domnul Isus nu face aici aluzie decât la elementele legate de confort. Tânărul acesta se prea poate să fi fost un tânăr bogat, obișnuit cu confortul. Domnul Isus îl atenționează că urmândul pe el nu se poate aștepta la așa ceva. Indiferent de interpretarea pe care o alegem, cert este că Domnul Isus invidă la analiză serioasă înainte de a-l urma pe el. Observați, vă rog, că Domnul Isus nu vrea să exploateze o slăbiciune sentimentală sau orice altceva pentru a ne atrage la el, el vrea să luăm o decizie bazată pe o analiză serioasă, înțelegând cine este el și care este misiunea lui. Auzind răspunsul Domnului Isus, imediat unul din ucenici se simte și el dator cu o explicație. Un altul, care era dintre ucenici, a zis, Doamne, dăm voie să mă duc mai întâi să îngrope tatăl meu. Aici este o cu totul altă problemă. Așa cum o să vedem, nu este exact ceea ce pare a fi. Vină după mine, a răspuns Isus, și lasă morții să-și îngroape morții. Răspunsul Domnului Isus pare destul de radical și oarecum nerațional. Dar așa cum spuneam, trebuie să înțelegem mai bine despre ce este vorba. Suntem ispitiți să judecăm aceste situații după cultura din care provenim, care este destul de diferită față de cea orientală. Nu întâmplător această cultură atrage multă lume occidentală și europeană pentru că este o cultură a simbolurilor, a misterelor, unde aproape în spatele fiecărei acțiuni sau cuvânt se ascunde o altă semnificație, un alt mesaj. La fel se petrece și în cazul acestui tânăr. În niciun caz nu trebuie să ne imaginăm că este vorba de un tânăr care primește un mesaj că tatăl lui a murit și că trebuie să se ducă acasă. Ceea ce avem aici este un obicei care vorbește despre autoritate, din nou. În cazul familiei orientale, tatăl este cel care reprezintă capul familiei până la trecerea lui în neființă. Veți spune că și la noi este la fel. În niciun caz. În societatea occidentală, tânărul își manifestă destul de repede independența. Decizii majore, cum ar fi școala, slujba, căsătoria, aparțin tânărului în cele mai multe dintre cazuri. Nu este la fel în cazul familiei orientale. Desigur, s-au mai schimbat lucrurile acum, dar atunci situația era una lipsită total de flexibilitate. Tatăl este cel care hotărăște viitorul copilului său. Școală, serviciu, soție, toate sunt hotărâte de părinte. La vârsta adecvată, tânărul va exersa autoritatea în ceea ce privește familia lui, dar rămânea supus autorității tatălui până la moartea acestuia. Ori, într-o problemă legată de asocierea cu un lider care nu avea prea mari perspective să devină popular, nu aparținea în niciun caz unui tânăr aventuros. Dacă ar fi făcut-o, el ar fi fost în pericol de a fi renegat de tatălui. Chiar unii dintre ucenici, la un moment dat, au fost nevoiți să iau asemenea decizie. Ascultați numai ce spune ei Domnul Isus. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Și ascultați acum răspunsul Domnului. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Deci nu era o problemă tocmai ușoară. Încălcarea tradiției în Israel era o faptă groaznică care atrăgea consecințe din cele mai dure. Familia care avea o asemenea situație se confrunta cu dezaprobarea generală, iar într-o comunitate ca cea orientală nu este tocmai ușor. Cu alte cuvinte, Domnul Isus spune că tradiția trebuie să-și vadă de ea însăși. El era un lider a cărui autoritate venea să aducă viață și nu osificarea unor obiceiuri vechi. Dragii mei, cât de puțin să schimbe lumea de astăzi, când este vorba despre decizii atât de importante, cum este cea de a urma pe Domnul Isus, de a accepta dragostea Lui salvatoare, reacțiile noastre nu sunt mult diferite de ale celor doi prezentați aici. Fie este teama pentru popularitatea noastră care ar putea scădea, fie este teama că vom pierde confortul nostru, fie că este altceva, dar nu vrem să facem acest mare pas al schimbării, pas de care avem nevoie nu numai pentru viața de aici, ci și pentru cea viitoare. Al urma pe Domnul Isus înseamnă pierderea popularității în unele cazuri sau a confortului, dar înseamnă câștigarea ceva ce valorează mult mai mult. Din păcate, nici cel de-al doilea aspect nu rămâne fără reprezentare la noi. Tradiția este adesea o piedică pentru mulți în ceea ce ar însemna o relație dinamică, vie, reală cu Dumnezeu. Sunt mulți cei care rămân cantonați în niște obiceiuri ce nu ajută prea mult. Iată că Domnul Isus nu menajează răspunsurile lui sunt clare și corecte. Dar să mergem și noi mai departe cu Domnul Isus care traversează Marea Galilei. Isus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Ajungem acum la al cincilea miracol în care este prezentată puterea Domnului Isus. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strajnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Poate că noi ne imaginăm această Marea Galilei că este asemenea mărilor pe care noi le știm, suprafețe întinse de ape, dar nu este deloc așa. Marea Galilei este mai mult ca un lac, ori pe un lac furtuna nu poate fi prea mare. Nu poate fi prea mare dacă nu este cineva care să o stârnească, să o facă mare. Nu este o părere singulară aceea că, de fapt, diavolul a fost acela care a stârnit această furtună cu intenția de a-l distruge pe Domnul Isus. Un lucru interesant aici este modul în care îl prezintă Matei pe Domnul Isus în această împrejurare. În ciuda furtunii, Domnul Isus doarme în barcă. Este o imagine în care iese în evidență umanitatea Domnului nostru. Lucrul acesta îi uimește chiar și pe ucenici. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! Aici nu era o problemă de îndemânare, ci una de credință. El le-a zis, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Dacă Domnul Isus a fost foarte direct în ceea ce a spus celor doi care doreau să-L urmeze, nici pe ucenici nu-i menajează. De fapt, dragii mei, aici nu poate fi vorba de menajamente. Nu este vorba de curtoazie, ci este vorba de viață și de moarte. Diavolul nu umblă cu mănuși. El nu-l cruță nici măcar pe Domnul Isus. Nici pe el nu se sfiește să-l atace, Chiar Domnul ne atrage atenția că nu vom scăpa de atacurile celui rău. De aceea, dragii mei prieteni, nu cred că trebuie să considerăm prea aspre cuvintele Domnului nostru. Ele aduc doar în atenția noastră o problemă foarte importantă, aceea vieții noastre. Dar nimic nu este mai presus de Domnul. El este Domnul al acestui univers, nu numai bolile și demonii se supun, ci chiar și natura. Iar oamenii aceia nu pot face altceva decât să se mire de ceea ce vedeau. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Evenimentele deosebite care demonstrează că Domnul Isus este cel care are puterea necesară împărăției continuă. Când a ajuns Isus de partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Pe malul opus orașului Capernaum se află Ținutul Gadarenilor. Este vechiul Ținut locuit de urmașii lui Gad, fiul lui Iacov. După moartea lui Iosif în Egipt, când poporul a fost scos din Egipt și dus în Canaan, tribul lui Gad nu a vrut să treacă Iordanul și să intre în limitele țării, așa cum le spusese Dumnezeu să facă. Ei au rămas de cealaltă parte a Iordanului și încet, încet s-au înstrăinat de restul poporului. Chiar și obiceiurile le-au fost diferite. O deosebire foarte mare între ei și restul evreilor este tocmai acest fapt că erau crescători de porci, ori fiecare cunoaște poziția evreilor față de aceste animale. Primii care îl întâmpină pe domnul sunt doi oameni posedați de diavol. Starea în care se aflau ei era groaznică. Nimeni nu se putea apropia de ei. Violența lor îi speria pe oamenii din zonă. Nimeni nu le stătea în preajmă. Dacă cei mai mulți până atunci mergeau după Domnul Isus pentru că descopereau cine este, cei doi știu foarte repede cu cine au de-a face. Și iată că au început să strige, ce legătură este între noi și tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Cred că aceasta este o zonă unde noi știm foarte puțin, mă refer la influența demonilor în viața omului. Cred că este o anumită teamă care ne ține departe de aceste aspecte, Investigațiile sunt destul de sărace în această arie. Personal, cred că trebuie să fim conștienți de existența acestor personaje și a influenței pe care încearcă să o manifeste în viețile oamenilor. Domnul Isus ne arată aici că ei nu sunt stăpânii absoluți ai persoanei. Ei nu pot sta decât acolo unde sunt îngăduiți să stea. Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Isus și ziceau, dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Așa cum am spus, ei nu au puterea să facă ce vor. Numai cei care se supun lor pot fi manipulați de ei. Am văzut odată o astfel de persoană care se lupta cu un asemenea demon în viața ei. Cuvintele nu pot descrie suferința acelei persoane. Reacția ei era scurt-circuitată, personalitatea ei anulată. Dar să nu credeți că numai în acest mod reacționează o persoană peste a cărei viață este stăpân diavolul. Sunt persoane care sunt foarte amabile, drăguțe, niciodată nu ai putea să înțelegi cine le este stăpânul. Vedeți, diavolul nu ține neapărat să pună eticheta pe cei pe care i-are, pe cei care sunt deja ai lui. Nici pe ei nu îi deranjează desea. Doar întâlnirea cu Domnul sus ridică problemele. Domnul Iisus a venit să aducă eliberarea. Și, desigur, acesta nu este un lucru care se convine celui care a înșelat prima pereche de oameni. Un anumit aspect care nu este ușor de înțeles este motivul pentru care diavolul îi place să rămână totuși în lumea fizică. Observați, fără, că ei cer să intre în turma de porci atunci când sunt scoși din cei doi. Domnul Isus are, deci, autoritate absolută chiar și în ceea ce privește spiritele. Dar nu toți oamenii sunt încântați, se pare, de această putere. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de a-o povesti tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăgiții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Isus. Și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Atitudinea acestor oameni, din păcate, este atât de larg răspândită. Oamenii aceia, stăpânii porcilor, au venit ofensați la Domnul Isus pentru a-i cere să plece de la ei. Vorbeam ori de comoditate, de confort. Aici avem o imagine practică a unei asemenea atitudini. Schimbarea este adesea dificilă pentru că ne este greu să ieșim din diparele noastre. Ne obișnuim cu anumite lucruri, și apoi nu vrem să le mai schimbăm, chiar dacă nu sunt cele mai bune pe care le putem obține. Cred că am mai spus acea istorie a unui cunoscut care ducea o viață destul de agitată. Era deja alcoolic și de fiecare dată era foarte violent, deranjând pe toată lumea, creând stări insuportabile pentru cei din jurul lui. El era atunci posedat de un spirit, de diavol. Într-o zi a luat hotărârea să-și schimbe stăpânul. Domnul Isus a devenit izbăvitorul lui, viața lui a fost complet schimbată, era un om nou. Dar vecinii nu erau mulțumiți. Dacă până mai ieri fugeau îngroziți din calea lui, acum îi apăreau mereu în față pentru a-și arăta disprețul pentru religiozitatea lui. Suntem ființe cu un comportament curios. Nu știu dacă nu cumva noi suntem cei care dictăm acest comportament, chiar dacă nu ne place să o recunoaștem. Domnul Isus nu impune nimic cu forța. Pentru că cei oameni nu voiau, pleacă, iar ei rămân să trăiască mai departe în mizeria lor. Dragii mei, Domnul Isus nu ne-a dat doar niște cuvinte frumoase. El ne-a arătat o nouă împărăție. Este o împărăție în care vor lipsi bolile, în care natura nu va mai fi împotriva omului și în care diavolul nu va mai avea nicio putere. Pentru a fi acolo, nu trebuie decât să înțelegi că Isus vrea o inimă curată și dedicată. Restul va face el, și el a demonstrat că poate lucrul acesta. El a demonstrat că poate să ne scoată din tradițiile noastre, din obiceiurile noastre moarte. El a arătat că are puterea să ne scoată din comoditatea aceasta care de atâtea ori ne împiedică să cunoaștem adevărata bucurie. Ne mulțumim adesea cu atâtea surogate, cu atâția înlocuitori, pe când Domnul Isus Hristos vrea să ne ofere dragostea lui curată, să ne ofere o viață nouă. Și viața aceasta nouă nu este numai pentru pământul acesta. Viața noastră va continua pentru veșnicie. Nu cred că avem înțelegerea dimensiunii exactă a ceea ce se petrece atunci când Domnul Isus Hristos pătrunde în viața noastră. Sunt schimbări profunde, schimbări radicale, pentru că de fapt, așa cum spuneam, este vorba despre un nou stăpân. Noi ne înșelăm adesea crezând că suntem neutri, că suntem de fapt proprii noștri stăpâni, dar nu este adevărat. În lumea aceasta sunt doar două prezențe. Este prezența lui Dumnezeu și cealaltă prezența diavolului. Trebuie să alegem, pentru că nu putem sta în stare de neutralitate. Domnul Isus se oferă cu dragoste. El se oferă cu bunătatea lui. El se oferă cu puterea lui de a ne izbăvi. Dragii mei, ce alegem? Alegerea noastră, așa cum spuneam, este atât pentru viața de aici, cât și pentru cea viitoare. Fie să facem ceea ce trebuie și ceea ce este potrivit. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.